Părinte Ceresc, în numele Mântuitorului Iisus Hristos am venit înaintea Ta pentru a-Ți aduce o închinare, pentru a-Ți zâmbi, pentru a-Ți cânta, pentru a ne ruga Ție, pentru a ne întâlni unii cu alții, pentru a ne împărtăși cu simbolurile sfinte. Vrem, Doamne, ca binecuvântarea Ta să fie peste tot ceea ce vom face noi aici. Dorim ca să binecuvântezi cuvântul Tău, pe solul ce-L va transmite, să ne binecuvântezi pe noi ca ascultători și vrem ca în sufletul nostru să se producă o curățire, o nobilare. Vrem, Doamne, ca să ne simțim bine în casa Ta și vrem ca să Te lăudăm pentru tot ceea ce ești și faci pentru noi. Amin. Amin. Semnele revenirii lui Hristos sunt peste tot în jurul nostru, așa că nu ar trebui să fim luați prin surprindere. Textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 1 la 6, spun astfel: cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei. Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii, fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Ellen White afirmă: Dumnezeu îi cheamă pe oameni să dea avertizarea unei lumi care doarme, moartă în nelegiuire și în păcat. El cere daruri de bunăvoie din partea acelora a căror inimă este pentru lucrare, care au o povară pentru suflete ca acestea să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este inima noastră de partea lucrării? Este a doua venire a lui Iisus ceva ce face ca inima noastră să bată mai tare? Suntem interesați de cei pierduți? Vă invit ca astăzi să dăruim din toată inima și să trezim o lume care doarme, dându-i vestea revenirii lui Hristos, astfel încât nimeni să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Rog diaconii să treacă printre rânduri.
Tatăl nostru și Dumnezeul nostru sfânt, în numele Domnului Iisus, vrem să te lăudăm din toată inima și din tot sufletul, pentru că Tu ești Dumnezeul nostru care ne iubești și am venit, Tată Sfânt, ca să-ți aducem aceste daruri și zecim cu toată inima și cu tot sufletul nostru și să te rugăm să le binecuvântezi Tu și să le folosești spre gloria și slava numelui Tău și spre mântuirea oamenilor. Tată Sfânt, vrem să ne închinăm Ție, vrem să-ți dăm inima toată și vrem să te rugăm să ne folosești și pe noi ca unelte ale Tale. Ne punem la dispoziția Ta și îți dăm Ție toate dorințele noastre și toată viața noastră. Îți mulțumim că ne iubești, că ne primești și că ne vei folosi spre slava Ta. Fii lăudat prin Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Bineveniți în casa lui Dumnezeu și sper ca Duhul Sfânt să poposească peste inima fiecăruia dintre noi și să ne aducă mângâiere. Și atunci când vom merge acasă, să simțim cum harul Domnului nostru Iisus Hristos a vindecat rănile pe care poate în trimestrul acesta, în luna aceasta sau în anul acesta le-am căpătat în inima noastră obosită și chinuită. Vă mărturisesc că am fost frământat
ce titlu să dau meditației din această dimineață cu ocazia cinei Domnului. Dacă poporul Israel din vechime avea sanctuarul cu o simbolistică foarte clară, poporul lui Dumnezeu nou testamental are cina Domnului. Și când veți face, sau cei care ați făcut un studiu, ați văzut că toate elementele sanctuarului se regăsesc în cina Domnului. Începând cu poarta, curtea, sfânta, sfânta sfinților, totul se găsește aici. Domnul Hristos nu face lucrurile la întâmplare atunci când oficiază cina Domnului în noaptea aceea în care a fost vândut. Nu face lucrurile pentru că așa s-a întâmplat să le facă, ci totul este bine gândit. Totul este bine calculat, fiecare gest. Chiar și faptul că nu se găsea nimeni care să spele picioarele. A fost un lucru pregătit de Dumnezeu în preștiința sa pentru a oferi exemplu suprem. M-am rugat Domnului și în încercarea de a găsi un titlu potrivit, spunea cineva că titlul determină dacă mai și citești cartea sau nu. Am ales să intitulez gândurile din această dimineață ziua în care răspunsul a fost nu. Poate puțin influențat și de studiul școlii de sabat din această săptămână, dar aș vrea să vă pun o întrebare. Ați făcut vreodată o cerere la care răspunsul să fie nu? Am făcut o cerere la comitetul conferinței și am primit răspunsul și l-am solicitat în formă scrisă. Și am primit o foaie A4 pe care scrie foarte clar, cu multe cuvinte, nu. Sunt multe cuvinte, e o pagină întreagă scrisă. Dar toate acele cuvinte se rezumă la două litere, și anume, nu. Dumneavoastră ați făcut asemenea cereri? Cereri diverse. De la clasele mici, de când învățăm să facem cererea, în ce clasă se învață să facem cererea? A treia. Învățăm să facem cereri. Tot timpul învățăm să facem cereri și de foarte multe ori, sau uneori, sau de multe ori, răspunsul este nu. Vă plac răspunsurile acestea? Vă plac? Cui plac răspunsurile negative? Mâna sus. Vă plac răspunsurile? Să faci o cerere și să spună se respinge. Dar într-o bună zi acționez tot cu speranța că răspunsul într-o bună zi va fi da. E foarte interesant subiectul acesta pentru că în toate domeniile atunci când faci o cerere se presupune că te aștepți ca la cererea respectivă să primești un răspuns pozitiv. Dacă nu te aștepți să primești un răspuns pozitiv, mai faci cererea? Uneori mai faci cererea, să știți. Apropo, eu știam că voi primi un răspuns negativ, dar am vrut să-l primesc în scris. Pentru că uneori se spun vorbe care după aceea nu mai sunt acoperite, dar atunci când primești un răspuns în scris, ai un document de la care poți să pornești demersurile, pozitiv sau negativ. Ai o dovadă că la un moment dat în viața ta ai făcut o cerere. Un comandant de la penitenciarul Poarta Albă, la o întâlnire pe care o aveam, a fost prima întâlnire de genul acesta, în Biserica Adventistă a venit, a fost foarte interesant, a fost și o masă frumoasă acolo și cineva a făcut o întrebare: domnul comandant, noi de ce nu primim? El foarte rece, zice, nu vă supărați, ce meserie aveți dumneavoastră? Eu sunt constructor, domnule, eu sunt jurist. Spuneți-mi și mie numărul cererii și ziua în care ați depus cererea și nu vi s-a răspuns. Păi n-am depus o cerere, dar am întrebat. Și zice, domnule, orice colaborare începe cu o hârtie, cu un document. Citesc Sfânta Scriptură și mă uit de la Cartea Genezei și până la Cartea Apocalipsei că apar foarte multe ocazii în care oamenii ce fac? Cer. Săptămâna aceasta, dumneavoastră, ați avut cerințe? La alți oameni sau la Dumnezeu? Ați avut? Da. Multe sau puține? Da. În fiecare zi. De la oameni sau de la Dumnezeu? De la Dumnezeu.
Da, să știți că am constatat că noi avem mai multe cerințe de la oameni. Câteodată stau bine mersi pe scaun și pentru că mi-e prea lene să mă duc să aduc un pahar cu apă, îi zic, Alexandra, du-și adu și mie un pahar cu apă. E o cerere, nu? Vi s-a întâmplat și dumneavoastră să cereți altora lucruri pe care ați putut să le faceți doar de dragul, ca să nu zic de lene, de dragul de a nu fi obligat să le facă altul? Vi s-a întâmplat? Da. Cum vă simțiți mai bine atunci când alții vă cer dumneavoastră sau când dumneavoastră le cereți altora? Cum? Mai bine să dai la bătaie, să știți că și eu cred același lucru. Mai bine să dai decât să primești. Vă mărturisesc că privind asupra Sfintei Scripturi, m-am oprit în mod special asupra unui paragraf care mi-a atras atenția în contextul momentului special din viața Domnului Hristos. Era seara aceea. Seara aceea specială în care Domnul Hristos, dă un anunț pentru cei care au mașină. Sunt binecuvântați că au mașină, pentru că cei care nu au mașină se uită la mesajul ăsta și zice, băi, pe mine nu mă privește. Era seara aceea și Sfânta Scriptură ne spune în Evanghelia după Luca, la capitolul 22, la versetul 42, că Domnul Hristos face o cerere. Era momentul culminant al vieții sale pământește, al activității sale, și noaptea aceea face o cerere simplă. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. E o cerere. Dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Poate că uneori am fost și noi într-o situație asemănătoare, într-o situație previzibilă. Vedeam dinainte cum vor evolua lucrurile și am cerut lui Dumnezeu, Doamne, dacă voiești, depărtează paharul acesta. Nu-mi place drumul pe care ar trebui să merg, deși știu că este un drum bun. Poate că ați fost în fața unei intervenții chirurgicale. Să spui, Doamne, dacă se poate, n-aș vrea să trec pe aici. Poate că ați fost într-o situație și mai specială. Și aici ar putea fi o listă lungă. Și a spus, Doamne, dacă se poate, Doamne, în planul Tău, Te rog, dacă voiești, Tu poți. Și într-o clipă, Dumnezeu ar fi putut să schimbe planurile sale, ar fi putut să schimbe istoria lumii și în noaptea aceea să spună, trecând așa peste toți oamenii care au fost și care aveau să fie, decât să-L pierd pe Fiul meu, decât să risc pe Cel care este una cu mine, mai bine o iau de la capăt și fac alți oameni. Nu știu cum vi se pare dumneavoastră, este ușor să ceri sau e ușor să răspunzi la cereri? Poate că unii au sau au avut o slujbă, o poziție în care au fost puși în situația de a răspunde cererilor oamenilor. Și să primești o cerere și este cel mai greu lucru să poți să-i răspunzi unei cereri negativ. Și să-i răspunzi în timp ce îți pasă de omul respectiv. Să fii în poziția unui angajator, să știi situația angajatului și acesta să-și ceară o mărire de salariu. Iar ca angajator, din poziția pe care o ai, să nu poți să-i răspunzi, să știi necazul lui, să știi chinul lui și totul să-i răspunzi, nu se poate. E teribil. Să fii în poziția în care ca medic sau ca șef de spital să vină cineva să-ți facă o cerere pentru o anumită intervenție și știi că are nevoie. Și știi că i-ar prinde bine și totuși să răspunzi nu se poate.
Atunci când scrii cererea, îți dorești un răspuns, dar atunci când trebuie să răspunzi, stai cu cererea în față, o privești și ca om al lui Dumnezeu. Și aici nu mă refer la cei care n-au temere de Dumnezeu, care fac alte lucruri, ca om al lui Dumnezeu care privești pe cel care a făcut cererea și să scrii pe colțul ei, se respinge. Dacă ați fost măcar vreodată în această situație, atunci am putea să pricepem puțin din drama pe care o trăiește tatăl în momentul respectiv. Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Dimineața când să plecăm încoace, Alexandra a început să tușească foarte tare, tușește de câteva zile foarte tare, așa că toată mă sperii și ajunge la momente în care începe să verse și nu știm exact care e cauza. Și îi dăm un tratament și spune, nu-mi place cum miroase, nu-mi place gustul. Și se uită la mine și spune, tată, dacă voiești. Și eu ca tată, care îmi iubesc copilul, îi spun copilului meu, știi ceva, nu mai lua medicament. Te iubesc atât de mult și stă în puterea mea să îndepărtez paharul acesta cu amărăciune. Stă în puterea mea să dau la o parte din calea ta durerea aceasta care ție nu-ți place. Care te face poate să plângi. Dumneavoastră ca tați, stimați frați bărbați, și dumneavoastră ca mame, stimate surori mămici, ce faceți atunci când copilul dumneavoastră vă face o asemenea cerere? Îi explicăm că trebuie să-l ia și... După ce am explicat, el spune, totuși, mămico, te rog, nu-mi da lucrul acesta rău și amar. Și momentul acela, ca părinte care îți iubești copilul, îl îmbrățișezi. Și când dă din mâini, poate că îi ții mânuțele și spui, trebuie să-l iei. Și copilul spune, mă urăști, mamă. Mă urăști, tată, pentru că îmi ceri să fac lucrul acesta care mie nu-mi place. Poftiți, mai sunt aici două locuri, aici un loc. Nu stați în picioare. Noaptea aceea a fost noaptea teribilă în care Dumnezeu a fost pus față în față cu o decizie pe care nu vroia să o ia. Dacă este după planul tău, dacă este după voința ta, Doamne, depărtează de la mine. Nu știu dacă anul acesta ați avut cereri față de Dumnezeu la care răspunsul a fost nu. Ați avut? Puține sau multe? Cam multe, nu? Poate lucruri sau cereri care țin de sănătatea noastră sau de sănătatea celor dragi ai noștri. Atunci când tragem linia la sfârșitul acestui an, poate că am avut experiențe traumatizante prin care am trecut și am cerut Domnului, Doamne, nu mă trece pe aici. Și pe colțul cererii, poate înălțată pe genunchi, Dumnezeu a scris... Oare mai merită să mai faci cereri atunci când pe unele dintre cererile tale se scrie nu? Oare mai poți să mai ai încredere după ce ai cerut o dată, de două ori sau de 10 ori și Dumnezeu ți-a spus nu? Ca oameni, după ce am cerut o dată, după ce am cerut de două ori, după ce am cerut de trei ori și răspunsul este nu, cei mai mulți dintre noi nu ne mai ducem la instituția sau la autoritatea care fi putut să ne răspundă și spunem, băi, ăștia și așa nu ne dau nimic. Și așa nu ne răspund. Nici măcar nu mai are sens să faci o cerere. De aceea se întâmplă ca de multe ori seara mulți dintre noi să spunem, nu, nu în seara aceasta.
și întorcându-ne cu spatele, s-a dormit. A spus vreodată vorba aceasta? Nu, nu în seara aceasta. Sunt obosit, mi-e somn. Și băgând capul în pernă, s-a dormit. Puteți să vă gândiți la orice lucru. Însă eu mă refer la întoarce spatele lui Dumnezeu. Și deși poate că seamănă uneori cu replicile pe care le dăm în viața noastră de familie, unii altora, când îi transmitem celuilalt un răspuns negativ la o cerere, de un fel sau altul, câteodată îi transmitem același răspuns și lui Dumnezeu: Doamne, nu, sunt prea ocupat. Nu știu dacă în anul acesta Dumnezeu a făcut cereri la adresa inimii tale. La adresa inimii mele știu sigur că a făcut. Și aș vrea să vă spun că la multe dintre cererile lui Dumnezeu, pe colțul cererii, eu care am autoritate, eu care am primit toată autoritatea de la Dumnezeu, pe cererea lui Dumnezeu am scris: nu. Ai făcut și tu asemenea cerere? Ai primit și tu o asemenea cerere? Ai scris și tu un asemenea răspuns anul acesta? La cererea lui Dumnezeu să spui nu. Poate că anul acesta ai fost invitat la o grupă de rugăciune și pe cererea lui Dumnezeu ai spus nu. Pentru că sunt preocupat, pentru că am prea multă treabă, pentru că mama, soacră mea, nevastă mea, copiii, guvernul, politica, serviciu, nu. Poate că Dumnezeu ți-a făcut o cerere să ajuți pe un nenorocit de lângă tine și pe cererea lui Dumnezeu ai scris nu. Pentru că n-am, pentru că îmi trebuie, pentru că am o problemă. Poate că ai fost invitat la proiectul Urmează-mă. Un proiect extraordinar care a început duminica trecută. Fratele Mihai Brașov este coordonatorul. Tineri poartă o banderolă pe care scrie Urmează-mă și lucrează dezinteresat, nu spun nicio vorbă. Dar oamenii care îi văd făcând lucruri și lucrând în folosul comunității, spune: dar cine sunteți? De ce faceți lucrul acesta? Poate că ai fost chemat și ai spus nu. Poate că ai fost chemat să deschizi Scriptura și să ții un studiu biblic cu un coleg de muncă, de școală, un vecin de palier sau unul de pe scară. Și ai spus Domnului: nu, Doamne. Și momentul a trecut într-o clipă. Poate că ai fost chemat de Dumnezeu seara de seară să crești tu însuși și să dezvolți, să te dezvolți. Și în fiecare dimineață ți-a șoptit la ureche: aș vrea să spun ceva din cartea mea. Dar pentru că ai preferat să mai dormi 5 minute în plus, ai spus lui Dumnezeu: Doamne, nu. Sunt atât de obosit, m-am culcat aseară așa de târziu. După ce că filmul e așa de târziu, l-au pus ăștia la televizor, a mai trebuit să mai răspund și la 100 de mesaje pe Facebook și să postez pozele din toată ziua, am aprins unul noaptea. Cum aș putea să mă scol mai devreme cu o jumătate de ceas pentru studiu și rugăciune? Și atunci am spus simplu: nu. Poate că anul acesta Dumnezeu mi-a vorbit mie și ție cu privire la stilul meu de viață. Cu privire la stilul tău de viață. Poate că ne-a vorbit despre ceea ce mâncăm și ceea ce bem, despre câtă mișcare facem sau nu facem, despre timpul de odihnă, despre relațiile cu ceilalți, despre activitatea în aer liber. Și am spus Domnului: Doamne, dacă ar fi să merg pe jos și așa nu mi-ajunge timpul, dacă ar fi să mai merg și pe jos, nu mai fac nimic, îmi pare rău, Doamne, pe cererea ta scriu nu. Și ne așezăm din nou în grădina aceea specială, în grădina aceea în care Fiul lui Dumnezeu stă față în față cu Tatăl, în fața marii sale lucrări. Și spune: Tată, dacă voiești. Mi-a pus întrebarea în timpul vieții Domnului Hristos: de câte ori a spus Domnul Hristos nu Tatălui? La un moment dat, era o zi călduroasă,
vreau să bea apă, n-aveau cu ce, ucenicii plecaseră într-un sat și Mântuitorul stă lângă fântână însetat și vine o femeie păcătoasă. În miezul zilei să ia apă. Și Domnul începe un schimb frumos de gânduri cu această femeie, o câștigă pentru împărăția lui Dumnezeu, îi privește în inimă, îi oferă o nouă perspectivă și când vin ucenicii, îl văd surprins că stă de vorbă cu o asemenea persoană. Credeau că deja el poate mâncase. Dacă mâncase din mâna acelei femei, cum se spurcase învățătorul? El le spune, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Și urme să fac voia tatălui meu. Era seara aceea, seara aceea în care Domnul Hristos stătea în grădină și mijlocea cu cererea lui înaintea tatălui. Și aștepta ca pe cererea lui Dumnezeu să dea un răspuns. Da? Sau nu? Știți că marii oameni ai lui Dumnezeu și-au început lucrarea lor specială printr-un răspuns negativ. Gândiți-vă la Moise, de exemplu. Moise este chemat de Dumnezeu la o lucrare extraordinară. Și Moise ce spune Domnului? După ce Domnul îi spune, o să fiu cu tine, o să-ți dau, o să așa. Ia uite ce frumos zice în Exodul, la capitolul 4 și chiar Moise scrie răspunsul acesta, după ce îi povestește, îi arată, îi dă argumente, îi dă autoritate, Moise a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți, dar nu pe mine. I-ați răspuns și dumneavoastră vreodată lui Dumnezeu în felul ăsta? Doamne, viața mea e complicată. Sunt în pragul vieții, trebuie să-mi termin studiile, trebuie să-mi găsesc un loc de muncă, să-mi întemeiez o familie, nu pot acum. Doamne, acum am copii, copiii sunt mari, încerc timp, n-am timp acum. Jobul meu mă solicită atât de mult, trimite pe aia care n-au nimic de făcut. Eu lucrez 16 ore pe zi, familia, nu se poate, Doamne, trimite, te rog frumos, pe altul. Și Scriptura spune că în momentul acela Domnul s-a mâniat pe Moise. Moise, nu te trimit eu. Privesc în Sfânta Scriptură asupra mesajului pe care Dumnezeu îl transmite zi după zi, ocazie după ocazie pentru mine și pentru tine. Știți, este interesant că în viața particulară există o anumită balanță, un echilibru. Și sunt oamenii care se ocupă de publicitate, de mesajele persuasive. Și au făcut studii care au demonstrat că oamenii răspund mesajelor acestora și cel mai puternic dintre ele este simțul obligației. S-a făcut un studiu și s-a constatat că dacă în restaurant ospătarul, când aduce nota de plată, aduce și o bomboană din partea casei, bacșișul crește cu 20%. Dacă aduce două bomboane, bacșișul crește cu aproximativ 30%. Dacă aduce mai mult, creșterea nu mai este semnificativă. Pentru că noi avem în sufletul nostru așa tendința de a păstra echilibrul. Dom'le, dacă mi-a dat ceva, trebuie să-i dau și eu ceva în schimb, nu? De aceea, atunci când magazinele fac promoții cu ceva gratuit, ele de fapt nu dau nimic gratuit, pentru că tendința noastră este să cumpărăm ceva. Mi-a dat ceva gratuit, cumpăr de la ei. Și de multe ori încercăm să păstrăm relația aceasta cu cei din jur. Dacă mi-a făcut ceva, trebuie să-i fac și eu. Mi-a făcut bine, încerc și eu să-i fac ceva bine. Mi-a făcut rău, trebuie să-i fac de două ori mai rău. Să nu rămân dator. Și câteodată lucrul acesta se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Păi ce mi-a făcut mie Dumnezeu? Și se întâmplă că după ce îi cerem Domnului să ne împlinească o dorință, te rogi dimineață, Domnule, ajută-mă să prind trenul, că am plecat cam târziu, și după ce te urci în tren, spui, băi, ce noroc am avut. Te rogi Domnului să ajungi la medicul potrivit și după ce ai ajuns la medic, spui, băi, ce tare, fii atent ce înseamnă să ai relația potrivită și numărul de telefon pe care să-l poți apela.
Cererea pe care Domnul Hristos o înalță în seara aceea, cererea aceea deschide o fereastră în comunicarea mea cu Dumnezeu și în comunicarea ta cu Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, la capitolul al treilea, este un paragraf care mă pune pe gânduri. Capitolul al treilea, versetul 19. Și în partea a doua a acestui verset ne vorbește despre maniera în care oamenii, eu și cu tine, fac alegeri. Și spune că judecata aceasta lui Dumnezeu stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii, știți pe ce se bazează toate alegerile noastre? Știți pe ce? Pe ceea ce iubim mai mult. Săptămâna trecută, marți, seara, mă pregăteam să plec la comitet, după ce fusem plecat toată ziua, îmi schimbam și mi-aranjam lucrurile în geantă și vine Alexandra și mi-aduce o scrisoare pe care a scris cu literele ei de clasa 0, de tipar, mă rog, așezat într-o formă foarte interesantă, vine cu scrisoarea și îmi spune și poezia. Ce, tati, timpul trece. Mai clipește odată și am ajuns la liceu. Mai clipește odată și am ajuns la facultate. Mai clipește odată și sunt bătrână. Și mai clipește odată și am murit. Așa că, tati, joacă-te cu mine acum. Vă mărturisesc că mi-a sfâșiat inima și după ce am luat-o în brațe, după ce i-am spus că o iubesc, după ce am spus că o să ne jucăm într-o zi, i-a spus acum, tati, trebuie să plece. Iar ea mi-a replicat, mai ții minte poezia pe care ai spus-o la tei? Am studiat o poezie despre tata care n-avea timp să joace copilul. Să știi că atunci când tu o să fii bătrân și eu o să fiu ocupată. Și tot așa. Mi-a sfâșiat inima, dar mi-am dat seama că cererile pe care eu le aprob sau le resping depind de ceea ce iubesc mai mult. Și știți ce răspuns mi-am dat seama privind asupra vieții mele în săptămâna aceasta? Că sunt o mulțime de lucruri pe care, deși din gură spun că le iubesc, în realitatea practică nu le iubesc. Ne spunem unii altora că ne iubim soțiile sau soții, dar nu le alocăm timp. Le spunem copiilor noștri că sunt importanți pentru noi, iar atunci când stăm acasă, le punem copiilor ecranul lor, iar noi stăm cu ecranul nostru. Îi spunem lui Dumnezeu că îl iubim. Cântăm despre dragostea lui Dumnezeu, dar la fiecare cerere a lui Dumnezeu sau la multe dintre cererile lui Dumnezeu, noi răspundem nu. Poate le spunem fraților de la biserică că iubim. Le spunem că sunt prețioși și atunci când ne întâlnim cu ei, afișăm un zâmbet, ne îmbrățișăm. Și după aceea în alte cercuri ne bârfim unii pe alții. Și nu mă refer doar la cei în vârstă sau la cei tineri, ci și la unii și la alții, și la mine. Mă uit la noaptea aceea în care Domnul Hristos stă în fața Tatălui și spune: Tată, dacă tu voiești, depărtează paharul. Și poate să facă lucrul acesta pentru că autoritatea lui de fiu al lui Dumnezeu este intactă prin viața pe care o trăiește. În această dimineață de sabat, ne așezăm fiecare dintre noi în aceeași postază și cu aceeași autoritate de a răspunde pozitiv sau negativ cererii lui Dumnezeu. Dacă astăzi ție îți adresează Dumnezeu o cerere, ce vei scrie pe ea?
da sau nu? Și să știți că la Dumnezeu nu ține treaba aia cu n-am timp, sunt ocupat, am prea mult de lucru, pentru că ceea ce iubim cel mai mult va determina acțiunile noastre. Ceea ce iubim cel mai mult va determina faptele noastre. Și Scriptura ne spune clar, judecata nu se face în momentul acela în care El va sta pe un tron înalt și împricinații, păcătoșii vor sta în față unul după altul cu capul plecați și o să le pună filmul vieții și o să spună, vezi ce păcătos ai fost, că ai făcut și că ai trezit. Nu, ci odată venită lumina în lume. Odată descoperit adevărul lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, pentru inima mea și pentru inima ta. Eu și cu tine am ales. Și dacă vreunul dintre cei care suntem acum în această dimineață, poate până astăzi, am putut să spunem că n-am știut astăzi, eu și cu tine luăm o decizie. Da, da? Și cu tine. Și în această dimineață, cererea lui Dumnezeu este una simplă. Este o cerere care nu se întinde pe pagini multe. În această dimineață, Dumnezeu se uită în inima ta, se uită în ochii tăi și spune simplu, fiule, fiica mea, dă-mi inima ta. Dă-mi sentimentele tale, dă-mi dragostea ta. Și atunci când aleg să-L iubesc pe Dumnezeu mai mult, atunci când aleg să așez aceste sentimente în mâna lui Dumnezeu, când îi permit lui să îmi conducă trăirile, celelalte decizii vor fi ușoare. Astăzi, Domnul Hristos ne invită să stăm cu El la masă. Și dacă suntem gata să stăm cu El la masă, El vrea să curățească viața mea și viața ta. Vrea să ne așeze într-o stare după voia Lui. Vrea să ne dea putere și autoritate. Pentru ca tot ceea ce spunem și ceea ce facem să fie filtrat prin acest cuvânt al voii Lui Dumnezeu. Pentru că la sfârșitul cererii însuși Domnul Hristos spune, totuși facă-se voia ta și nu voia mea. Și îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră că în această dimineață pe toate cererile noastre, pe toate frământările noastre, dându-i inima Domnului Hristos să putem spune totuși facă-se voia. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Thank you.
Păstrând învățătura Scripturii cu privire la actul curățirii prin spălarea picioarelor, vom continua serviciul divin al cinei Domnului prin acest act simbolic, fără să uităm că nu fratele sau sora care este în fața noastră face gestul acesta, ci însuși Domnul. Surorile în spațiile destinate sau dedicate surorilor și frații în spațiul de jos pregătit pentru dumnealor, vom trece la actul spălării picioarelor. Pentru cei care rămân în sală, să păstrăm o atmosferă de închinare prin muzică, prin cântare sau prin rugăciune tăcută.